Alexandru Arșinel a ajuns din nou la spital. Marți seară, marele actor a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală după ce a început să se simtă foarte rău. Arșinel este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor. Actorul ar fi refuzat însă internarea, chiar dacă medicii de la Spitalul Universitar i-au propus să rămână internat timp de câteva zile pentru analize detaliate. Actorul a părăsit spitalul, fiind însoțit de fiul său, în jurul orei 2 noaptea. Reprezentanții unității medicale au confirmat faptul că actorul a refuzat internarea. Domnul Alexandru Arșinel a fost adus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență București la ora 21:34 cu ambulanța. A fost evaluat, consultat, investigat paraclinic, i s-a administrat tratamentul necesar. În urma evaluării interdisciplinare, pacientul a decis să părăsească spitalul la ora 1:50 noaptea, refuzând internarea. Medicii care l-au internat marți seara au vorbit despre starea actorului, după ce acesta a suferit un pusel de tensiune. Cadrele medicale au confirmat că Alexandru Arșinel a suferit un pusel de tensiune și a fost ținut sub supraveghere. Actorul a fost supus unui set complet de analize și s-a efectuat de asemenea un EKG. Anul trecut, în luna noiembrie, Arșinel a fost internat de urgență la spital, unde a suferit două operații pe inimă, dintre care una pe cord deschis, la o clinică privată. În primăvara lui 2021, actorul a contractat și virusul SARS-CoV-2, fiind internat timp de 3 săptămâni la Institutul Matei Balci din București. În anul 2013, actorul a suferit și un transplant de rinichi, un caz controversat la vremea aceea din cauza faptului că maestrul a primit organul exact în ziua în care se înscrisese pe lista de așteptare, în condițiile în care timpul de așteptare pentru rinichi este de câțiva ani de zile. Arșinel a fost operat la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj, condus la vremea aceea de medicul Mihai Lucan. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!